Granița de la Rafa, din sudul fâșiei Gaza către Egipt, s-a redeschis, iar mii de oameni așteaptă să iasă din infern. Cei 260 de români care sunt în Gaza mai au însă de așteptat pentru că nu au voie încă să treacă granița. În tot acest timp, Tel Avivul a anunțat că urmează o nouă fază a ofensivei după ce orașul Gaza este acum complet înconjurat. Urmează însă și o pauză de câteva ore pentru a le permite civililor să plece printr-un culoar umanitar special creat astăzi după amiază. Fâșia Gaza, în momentul acesta, este împărțită în două, Gaza de Nord și Gaza de Sud, iar luptele intense sunt în Gaza de Nord. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. A fost încă o noapte sub teroarea bombardamentelor în Gaza. Aviația israeliană a lovit 450 de ținte în ultimele 24 de ore. În aceste operațiuni, mai mulți teroriști au fost eliminați, printre care și șeful securității Hamas. Orașul Gaza a fost încercuit complet după ce coloanele de blindate izraeliene care avansau pe centrul fâșiei au ajuns la țărmul Mediteranei. Fâșia Gaza a fost complet împărțită în două de trupele izraeliene. Gabe Lebanon, anahu tukfim al bsis meida modieni wa anahu namshikh litkof. Urmează însă o încetare a focului pentru doar 4 ore. Forțele de apărare ale Israelului anunță că au deschis un coridor umanitar, iar civilii din nordul fâșiei sunt îndemnați să călătorească spre sud. احنا اليوم فتحنا شارع صلاح الدين كممر انساني للمواطنين شمال القطاع. Israelul a fost acuzat de mai multe ori că nu protejează civilii din Gaza și comit crime de război. Șefii armatei izraeliene susțin însă că populația este avertizată înainte de atacuri, dar că Hamas sunt cei care se folosesc de civili pe post de scut uman. Între timp, în Gaza, peste 1,5 milioane de locuitori sunt strămutați spre sud. 700 de mii dintre ei sunt adăpostiți în centrele ONU pentru refugiații palestinieni. Supraaglomerarea poate duce la epidemii grave, avertizează OMS. Viața este din ce în ce mai grea, apa este din ce în ce mai puțină, la fel și alimentele și combustibilul. Civilii însă au din nou o șansă de scăpare. Frontiera Rafah s-a redeschis pentru cetățenii străini și cei răniți. În continuare, niciun român pe listă. 260 din cei 350 au cerut să părăsească Gaza. De la București, ministrul român de externe reiterează că încă au loc negocieri pentru evacuarea acestora. Celula de criză a Ministerului de Externe continuă demersurile susținute pe toate palierele menționate în vederea evacuării cetățenilor români. România solicită eliberarea tuturor ostatecilor fără precondiții, inclusiv a celor 6 cetățeni cu dublă cetățenie, israeliană și română, ostatici în fâșia Gaza. La Cairo sunt 2 echipe ale Ministerului de Externe care mențin legătura cu autoritățile egiptene și izraeliene. Teroriștii Hamas spun însă că nu vor mai permite trecerea cetățenilor străini până când răniții din Gaza nu vor fi evacuați în Egipt. De cealaltă parte, armata izraeliană nu i-ar mai lăsa pe palestinienii răniți să fie evacuați spre spitalele din Egipt. În încercarea de a mai calma tensiunile din Orient, Anthony Blinken, secretarul de stat al SUA, a avut o vizită neanunțată în Irak, ca parte a turneului său diplomatic. Now, it's important that as we're engaged in pursuing humanitarian pause, this can be something that advances the prospect of getting the hostages back. El a vorbit și cu președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, care a cerut o încetare a focului. Astăzi, Blinken își continuă turneul din Orient în Turcia, unde se întâlnește cu ministrul turc de externe, dar nu și cu președintele Erdogan.